dar întrebarea mea avea și o terminație în România. Că mie mi se pare că sistemul ăsta în care este noi gândim, noi se sufocă, efectiv. Pur de mindset, ajută să este o chestie pur de mindset, care trebuie să o schimbi cu siguranță, pentru că România este cel mai propice mediu antreprenorial pe care îl cunosc eu. Și crede-mă că am fost în multe locuri. Da? Du-te în Germania să vezi că oamenii nici măcar nu se gândesc la antreprenorial. Pentru că câștigă atât de bine ca angajat și nu vreau să folosesc cuvântul, dar îl știți ce înseamnă să fie angajat, da? Deci câștigă atât de bine că nici măcar nu-și pun problema să mai aibă inițiativa să înceapă ceva. Pe când aici, datorită faptului că sunt atât de multe nevoie, să vezi că shift-ul pe care îl face un antreprenor următorul. Când vede o nevoie, vede o oportunitate. Și ce e în România atunci? Heaven, da? Deci este total heaven. Deci am răspuns și la asta cu România, da, de părinte tot. Am întrebat aproape bine, da? Pe scurt, oricine, eu cred că oricine poate să fie antreprenor. De fapt, eu cred, filozofia mea este că toți ne-am născut deja antreprenori. Doar că sistemul educațional ne deviază puțin. Ia zi-vă, Poze. Hai. Ultima chestie. Cum vezi tu începerea antreprenoriatul și începerea unui noi afaceri în vremurile actuale care se urmează să apară? Cu criza și tot ce apare. Deci, eu țin, deci chestia este că oricine poate să meargă pe drumul antreprenoriat este o chestie din punctul de vedere pur de alegere. Da? Deci aleg sau nu chestia asta. Aleg să fiu. Cum ai ales să fii coach și încep să înveți același lucru este să fii și antreprenor. Eu personal cred că oricine ar trebui să fie antreprenor. Pentru că oricine ar trebui să știe să-și ofere soluțiile pe care le oferă. Da? În așa fel încât să primească în return ceva care să-l facă fericit. Pentru că, vedeți voi, și banii ăștia sunt foarte importanți. Deși din fiecare dintre noi poate un pic de hipiot sau ceva. Dar sunt și ei cu siguranță importanță în toate chestiile. Da? Acum să-ți răspund la întrebare. Mai pun o dată, că mai întrerup și... Deci, cum te conizez că ar putea evolua noi antreprenori în contextul actual care și ce contextul urmează? Tot ce se anunță pe media. Tot ce se anunță pe media. Începerea unei noi crize, ca perspectivă diminuarea... Ce înseamnă o criză? O oportunitate. Deci, ce înseamnă oameni care se sperie de... Deci sunt niște oportunități. Da, uite la televizor. Criză, criză. Deci chiar îmi place asta. Eu sunt foarte mult în zona filozofiei asiatice. Sunt fan al filozofiei japoneză, dar... Kaizen. Dar în China, cuvântul criză... Nu e niciun mit. Nu e niciun mit. Acum? Am votat cu tema asta. Nu e niciun mit. Caută să vezi că este, știu pe unul care face cursuri de chineză și el de acolo a spus toate... Și dans, știi cum e făcut cuvântul dans în chineză? E făcut dintre doi care dansează, uite așa. Ceva de genul ăsta. Adică toate lucrurile în chineză au ceva. Și este pur și simplu. Este problemă și oportunitate. Asta înseamnă. Și de fapt asta înseamnă criză și în limba română. Dar asta este că de ce înseamnă? Înseamnă că ceva nu merge bine. Dar ce se întâmplă? Trebuie să schimbi. Adică e clar că în situații de criză se schimbă ceva. Și da, cred că se schimbă ceva. Se schimbă faptul că corporațiile nu au viitor. Și cred că viitorul este antreprenorial. Da? Pentru mine este o oportunitate extraordinară. Fac educație de afaceri pentru un antreprenor. Un segment care crește pe zi ce trece. Să pare ție că eu sunt în criză? Asta vreau să spun. Sunt unele chestii care cu siguranță, băncile, spre exemplu, clar, nu au niciun viitor. Cine lucrează în bănci, vă spun sigur că în 5 ani de zile o să fie tot automatizat. N-are niciun sens să mai ai 5.000 de angajați în bănci, când tot o să bași cadrul și pe aia vedea. Da? Se și vede deja. ING mai are pac-pac, te duci, îți pui singur bănuțul ăla. În 5 ani dispar și bani. Vreau să vă gândiți la ceva, că vă zic mereu pe asta, dar cred foarte mult pe chestia asta. Evoluția tehnologică, tehnologia evoluează exponențial. Asta înseamnă că ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, se va întâmpla în următoarele 6 luni, poate, sau chiar mai puțin. Gândiți-vă că noi acum 20 de ani, și vreau să vă gândiți un pic, acum 20 de ani, nu exista internet pe azi. Nu exista telefon mobil. Nu exista telefon mobil.
Da? Imaginați cum o să arate lumea asta în 5 ani. Faceți un pic și de gând, perspectivă în viitor. Să nu te apuci de un domeniu care clar să zice în cap. Cum ar fi banking. Da? Sau poate te apuci antreprenoriat în banking. Pentru că eu cred că e posibil să existe bănci foarte mici. Care fac o chestie doar de nișă. Banca micilor întreprinzători din tehnologie. Înțelegi? Că nu o să vreau să-mi țin banii cu toții aia, că oricum sunt undeva pe internet și doar văd niște cifre atât. Nu știu. E pură ipoteză aici. Aici ține de fiecare, de capacitatea fiecare dintre voi de a găsi soluția la chestia respectivă. De aia este să șterg, o să mă omoare... Dar o să te mai întreb ceva. O să mai iei. Da, chiar fiul meu. Ultima întrebare și astea știu. Da. Și coaching, trebuie să fii neapărat expert într-un domeniu anume. Și anume, eu, de exemplu, nu am o experiență pe corporații, dar mi-aș dori foarte mult să lucrez în adică să ajut oamenii din corporații să fac coaching. Să-i ajut să definească. Să ce? E foarte important. Ce ai definit? Oamenii din corporații care ce? Ce nevoie? Depinde. Să-i ajut să reziste acolo? Stai, mă, aici, să ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Păi, asta este problema. Foarte multe probleme pornesc la psihicul uman și sunt foarte mulți oameni care sunt stresați în corporații, care au probleme, care nu socializează suficient, care nu au o inteligență emoțională foarte bine dezvoltată. Dar ideea este că eu nu mă văd... Nu știu ce să zic aici. Mi se pare așa... Deci aici e chiar o chestie puternică. Deci nu sunt nici psiholog, nici dor să zic ce și cum. Dar eu cred că din punct de vedere al business-ului, trebuie să știi clar cu ce vrei să ajuți. Vreau să ajut cu oamenii care pleacă din corporații. Să-i ajut să decidă? Nu, de exemplu, să-i ajut să-și câștige curajul sau încrederea în ei sau ce? Recent am cunoscut pe cineva care s-a angajat la o companie de foarte puține vreme, 2 luni de zile și nu are o inteligență emoțională foarte bine dezvoltată. Și anume, în pauze, preferă să citească. Pare un statement foarte rău asta. Pare un statement foarte rău. Deci când aud chestia asta, mi se pare să facem nu, tipa chiar este izolată social, adică nu... Fiam, asta este altceva, asta e un comportament, dar ceea ce este ea e cu totul altceva. Deci, fiam, mie mi-a spus un profesor, când eram în clasa a treia, când am ureche muzicală. Ai văzut că te poate prin coaching, că se face asta? Nu prin coaching, m-a apucat de tango, mă rog. Eu m-a aproape. M-a apucat de tango, da? Acum 3 ani de zile. Și am descoperit că am ureche muzicală. Ce să fac cu profesorul acum, care mi-a scris ureche muzicală? Ce-ai ratat? Ce-ai fi putut să faci? Viața mea cu siguranță arăta de parcă. Mă simt ca și cum mi-a lipsit ceva. Ureșa ta nu cântă. Am dat să interpretat că... Unele bucurii îți lipsesc multă vreme, știi? Acum depinde la ce școală te duci. Unii o să zic că te duci la copilul tău și pe interior să le iei în braț și să-i zici iartă pe profesorul ăla și facă-te cu el. Da. Și dintr-o dată... Eu am fost la altă școală. Dar nu m-am pus, mă rog. Lumesc, n-aș putea să fac eu nimeni. Acum depinde de când ai problema asta, spune. Aici ați dat-o chiar de greu. Guys, cam asta e. Vă mulțumesc foarte mult și mult succes să fiți. Pe cei care sunteți interesați, dați un mail sau, mă rog, vă abonați acolo și o să primiți cu siguranță multe chestii care sunt interesante pentru voi. Unesc pentru cei care sunt așa la început de drum, unesc chiar foarte avansat, te vede și pe care se potrivește. Dar oricum am de gând să pun foarte multe chestii, de exemplu, pe video din astea, short, o minută așa, în care zic, oameni, tot chestia. Ai început, e ok, mai să continui. Zic, ai început. Ți-a plăcut, da? Da. Da, da, o să continui. Nu continui, că am deja într-o 6 filme. Da, mersi, foarte succes, pa!